Bună seara! Am participat astăzi la prima ediție a Galei Asociației Municipiilor din România, o gală care vine să premieze rezultate notabile în diferite domenii și fiindcă eu cred că administrația publică locală trebuie să fie performantă și aceste performanțe trebuie cunoscute, am acordat în altul patronaj acestei prime ediții și cred că este un lucru foarte bun să vadă și publicul general cum anumite administrații reușesc realmente să performeze pentru comunitățile lor. Domnule președinte, astăzi ministrul finanțelor anunța că miercuri guvernul va adopta prin ordonanță de urgență modificările la codul fiscal. Cum vedeți acest anunț al ministrului finanțelor? Cred că vă amintiți că acum puține zile, săptămâna trecută, mi-am arătat, ca să zic așa, întregul scepticism față de anunțatele modificări în legislația fiscală. Am numit acest comportament al PSD-ului în materie o țopăială fiscal-bugetară și tot ce am văzut la televizor, tot ce am auzit și astăzi, îmi confirmă că evaluarea mea a fost cât se poate de exactă. Aș fi preferat să văd astăzi un guvern hotărât să facă evaluări serioase, să avem simulări făcute de adevărați specialiști, să vedem dacă aceste măsuri, într-adevăr, sunt cele mai bune sau nu. Nu am văzut așa ceva, am văzut în schimb întâlniri tot între aceiași politicieni care au ieșit tot cu aceleași opinii. Faptul... Credeți că amânarea adoptării acestei ordonanțe înseamnă o ezitare, poate chiar din partea premierului? Ați mai discutat cu el de când ați făcut declarația de presă? N-am mai discutat, dar am văzut cu toții că în afară de inițiator, toată lumea este împotriva acestor modificări. Cred că trebuie să dea de gândit oricui care dorește să facă modificări atât de ample și vede că nu vrea nimeni să meargă pe aceeași linie. Cred că minimorum s-ar impune o amânare semnificativă, un studiu foarte bine fundamentat și atunci, sigur, lucrurile se pot discuta în liniște. După părerea mea, este total, dar total inoportun să se țintească ca și dată de implementare 1 ianuarie 2018. Cu toate astea, guvernul merge în continuare cu această măsură, cel puțin din spusele ministrului de finanțe, din declarația dumnealui de astăzi. Ce mai poate face președintele României în situația în care miercuri această ordonanță de urgență va fi adoptată în guvern în forma prezentată de ministrul de finanțe? Vom vedea ce se va întâmpla în guvern. Domnule președinte, aseară au fost din nou proteste în toată țara, au fost mii de oameni în București și în marile orașe. Cum comentați această situație și ce efecte credeți că va avea această mobilizare civică? Este lesne de înțeles de ce protestează românii, fiindcă abordarea pe aceste modificări în legislația pe justiție sunt, în primul rând, lipsite de transparență. Sunt și aici, culmea, și aici sunt schimbări care se doresc a fi făcute împotriva sistemului și cred că această abordare pe care o are PSD ALDE în ultima vreme de a merge întotdeauna împotriva tuturor este o abordare total contraproductivă. Iar românii bine au făcut că și-au spus părerea. Spuneați că sunteți nemulțumit de modul în care merg mai departe cu modificările la codul fiscal și că s-ar impune o amânare semnificativă. Vă gândiți să îi chemați la consultări pe liderii politici în legătură cu acest subiect, în legătură cu starea finanțelor și cu modul în care se modifică codul fiscal? Nu, această chestiune, această bulversare a fost produsă de coaliția care guvernează și n-au decât să rezolve problema. S-a pus problema și unui proiect de lege și nu a unui ordonanțe de urgență. Vedeți mai oportun o asemenea cale astfel încât să fie discutat și în Parlament proiectul? Un proiect de lege bine fundamentat și discutat cu toți partenerii și mă gândesc aici partenerii și sindicate și patronate și administrațiile publice locale, de exemplu,
sigur ar putea să vină cu noutăți care n-ar fi rele, dar noutăți care sunt bine studiate și bine fundamentate. Primarii și-au exprimat și îngrijorarea în legătură cu aceste modificări. Spun că le vor scădea veniturile la buget. Noastră aveți experiență. Sunt îndreptățite îngrijorările acestea? Da, scăderea impozitului. Evident că sunt îndreptățite. În măsura în care impozitul pe venit scade de la 16% la 10% și în condițiile în care cam jumătate, 47% din aceste sume merge înapoi la administrațiile publice locale, este clar că vor scădea veniturile acestor administrații și vor scădea semnificativ. Sunt bani care aproape peste tot sunt folosiți de regulă pentru investiții importante și foarte păcat să plătească comunitățile aceste țopăieli fiscal-bugetare. În schimb, dacă nu se aplică aceste modificări la codul fiscal, nu mai stă în picioare legea salarizării, cea care ar trebui să producă măriri de venituri. M-a întrebat cineva la ultima discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră cum văd aceste schimbări și am spus că sunt cârpeli. Într-adevăr, eu așa le văd. Avem o lege a salarizării care nici ea nu a fost gândită foarte profund. Pentru a o putea aplica, este nevoie de astfel de cârpeli care în loc să repare, strică mai mult. Ați promulgat legea respectivă. Bineînțeles că eu promulg legile, dar asta nu înseamnă că mi le însușesc, ci aceste legi sunt promovate de Parlament. Sigur, ar fi ceva foarte interesant dacă aș putea să opresc legi prost făcute. Domnul președinte, informația de ultimă oră arată că intenția parlamentarilor ar fi să modifice codul administrativ astfel încât hotărârile de guvern să nu mai poată fi anchetate de procurori. Vedeți oportună asemenea modificare? Hotărârile administrative, actele administrative ale guvernului să nu mai poată fi anchetate. Oportunitatea nu. Este foarte adevărat că oportunitatea nu trebuie cenzurată penal, iar această chestiune este destul de bine cunoscută. Nu sunt foarte convins că este nevoie de o schimbare a legislației în materie. Vă mulțumesc! Vă doresc o seară bună!